Florin Vâlceanu este un tânăr din localitatea Curtișoara care, în baza unui proiect european, a dezvoltat o microfermă de bovine. Are doar vaci de lapte, bălțata românească, dar este într-o continuă ameliorare a rasei care, de la an la an, îi aduce un bun profit. Dacă laptele îl valorifică pe piața din Gorj, viței îi vinde la export, considerând că prețul de 10 RON pe carnea în viu este unul mulțumitor și sigur la desfacere. A optat pentru furajarea la grajduri și asta pentru că localitatea Curtișoara nici măcar izlaz nu are, oarecum este deficitară în pământ pentru pășunat. Stimați telespectatori, suntem la Curtișoara, la familia Vâlceanu. Este o familie de fermieri. Am aici și pe tânărul care a accesat proiecte cu fonduri europene și cred că nu regretă deloc, având în vedere că ferma dumneavoastră a luat amploare, adică de la câteva animale, acum sunteți la câteva zeci de animale. Vă las pe dumneavoastră să ne spuneți cât de greu sau de ușor a fost acest lucru. Păi ce să vă spun, nu a fost chiar atât de greu, că na, este o pasiune. În primul rând a fost o pasiune a familiei noastre. Până la urmă a devenit un mod de existență, deci asta este afacerea noastră și nu este greu. Proiectul l-ați accesat pe numele dumneavoastră. Cei mai mulți tineri dau viața de la țară pe cea de la oraș. Nu v-a tentat niciodată? Nu știu dacă o mai dau acum, că în ultimul timp o dau pe cea de la oraș pentru cea de la țară. Deci nu m-a tentat viața la oraș. Vă dați seama că nu. Cine a crescut la țară nu cred că îi mai poate renunța să meargă la oraș. Cum este să deții o fermă de o așa amploare, cum am mai spus și la începutul acestui interviu, pentru că aveți aproape 40 de vaci de lapte, toate frumoase și de rasă? Da. Deci avem 30 de vaci de rasă și 10 tineret de înlocuire. Deci nu este greu, e frumos, nu mi se pare o fermă chiar mare, este potrivită, alții o consideră poate chiar mică. Și ne descurcăm, avem 2 angajați, deci treaba merge cât de cât acum ușor. La nivelul în care am ajuns acum. Deci, poate la început a fost mai greu, când a trebuit să facem construcții, investiții pe utilaje, pe animale. Acum mergem doar pe ameliorarea rasei. Deci, efectivul care îl avem, încercăm să-l ameliorăm în continuu cu paiete de import, bălțată germană, noi acum avem bălțată românească. Și atât. Este mai scumpă? Poftim? Cea germană, rasa? Păi este mai performantă. Deci este tot bălțată, dar numai că este mai ameliorată, mai performantă. Deci. Și ați ajuns la stadiul în care vă permiteți acum? Păi noi nu ne permitem să o cumpărăm, dar ne permite să importăm paiete, facem monte artificiale pe animalele noastre și produsii ameliorați, bineînțeles. Deci. Se pretează și zona în care locuiți dumneavoastră aici? Sigur, se pretează, pentru că de asta am mers pe bălțată, că este aclimatizată într-un fel cu temperatura și cu climatul nostru. A fost o toamnă târzie, suntem la sfârșitul zilelor de toamnă, începutul iernii și v-aș întreba, având în vedere că le-am găsit în grajd pe animale, dacă este greu să le furajezi sau din contră, este mai ușor și îți dă și o producție mai bună? Deci, pentru noi este mai ușor furajarea la grajd. Deci, zona nu se pretează pentru animale aici la noi, teren izlaz nu avem deloc în comună, terenul este puțin. Și este mai ușor, efectiv, furajarea la grajdi, la stabulație. Aș vrea să ne spuneți o vacă, cât lapte, de ce producție are, având în vedere că ele au trecut în stadiul acela de maturitate? Avem vaci cu media de 20 de litri. Deci nu am urmărit să facem performanță prea mare la lapte, vrem o producție medie, lapte, carne. Pentru că sunt și mai rezistente și deci ne-a fost nouă mai ușor așa. Cu 20 de litri media de lapte pe zi. Deci sub 20 de litri, dacă a fost, am renunțat la animale. Unde îl valorificați? Pentru că cei mai mulți producători agricoli se plâng că aproape că nu au unde și că litrul de lapte este foarte ieftin. Laptele îl valorificăm prin 2 dozatoare din orașul Târgu Jiu, unul în Piața 9 Mai, unul în Ceame. Și, bineînțeles, nu tot, o parte din el, pentru că nu se poate vinde tot, o parte rămâne în consumul propriu al fermei, viței, dar vânzarea se face prin dozatoare. Doar prin și la Târgu Cărbunești și la Motru? Nu. Doar la Târgu Jiu 2 dozatoare. Acolo sunt alții, nu știu cine. Spuneți-mi valorificarea cărnii, pentru că dumneavoastră aveți și viței, îi vindeți și la fel, carnea de la producători este mult sub prețul cărnii pe care îl găsim noi în market. Vițelușii noștri ajung la export, deci în niciun caz în țară.
pleacă, îi ducem la hațe, de acolo cineva îi preia și îi duce la export, în Italia, Franța, deci în alte țări. Și la vârsta de 3 luni noi îi livrăm. Probabil de acolo merg la îngreșătorii, merg... Nu am făcut în... Deci nu am procesat treaba asta cu carnea. Și acolo cât primiți pe kilogramul de carne? Cele kilogramul viu. Dar până în greutatea de 200 de kilograme, ce depășește 200 de kilograme, nu se mai caută. Când vă faceți dumneavoastră seara calculele pe hârtie, iese și profit sau dincolo de toată munca, de plata angajaților până la urmă, profitul rămâne din ce în ce mai mic, pentru că și asta ne semnalează producătorii și fermierii că da, avem o fermă, dar nu avem și venituri uriașe. Păi ce să vă zic, nu prea facem calculul în fiecare seară, că na, facem așa, mai mult o dată pe an, să zicem, cât de cât e bine, ce să vă zic. Deci ne ajută și subvențiile, într-un fel, și prețul la lapte, la dozator este bun, pentru că dacă ar fi să-l ducem la procesatorii, la fabrici de lapte, ar fi, deci, bătaie de joc. Pentru curiozitatea noastră, cam cât v-ar da? Păi noi acum câțiva ani, când îl duceam la procesator, la fabrica de lapte, primeam 50 de bani, deci 5.000 de lei vechi. Pe litru. Efectiv nu scoteam nici benzina când ne deplasam până acolo să-l ducem. Da. Este destul de greu, nu pare prea ușor la o primă vedere și mai ales când mai aflăm și iată informații de acest gen. Spuneți-mi, cum vă descurcați cu furajarea? Pentru că, na, sunt destul de multe animale. Văd că deja v-ați pregătit pentru iarnă. Sunt aici paie în belșug. Da, furajarea... Ce să vă zic, avem 10 hectare de porumb pe care îl transformăm în siloz, 5 hectare de lucernă și restul fân. Pământul nu este tot al nostru, avem și în arendă și 10 hectare proprietate, restul arendă. Încă vreo 10, să zic, de fânețe. Și cam atâta, deci nutrețul ne ajunge, anul ăsta a fost bun, s-au făcut cam toate. Da, a fost 2013 un an excelent de producție. Zona noastră, da, nu știu în alte zone cum a fost, dar la noi a fost bine. Da, și un an fructifer se vede în toată România. Știu că mai aveați o pasiune, că vreau să vorbim despre tot ceea ce înseamnă fermă aici la Curtișoara. Cu mulți ani în urmă, sau să zic așa cu vreo 3, dacă mai ține-o bine minte, spuneați că sunteți pasionat de porumbei și aveați un efectiv destul de mare. Aveam, dar nu am mai avansat deloc. Din stadiul ăla acolo am rămas. Nu am mai avut timp, dar pasiunea o am în continuare, nu am renunțat la ei. Sper că poate în viitor, când o să am mai mult timp, pot să mă ocup în continuare de pasiunea asta, dar deocamdată a rămas așa. Nu am mai avut timp. Despre utilaje, ce ne puteți spune? Pentru că nu poți vorbi despre o afacere dacă nu le ai pe toate acolo în curte. Da, utilajele le avem cam toate, începând de la două tractoare, cositori, pluguri, remorci, prese de balotat, și avem toate utilajele noastre, pentru că nu poți să mergi să plătești la prestări servicii. Deja când ai atâta suprafață de lucru, trebuie utilajele și asta e. Am accesat fondurile, cu ajutorul banilor ne-am achiziționat utilajele în timp. Pentru că ne spuneați că pe piața din Târgu Jiu se vinde laptele de aici, de la Curtișoara, aș vrea să ne vorbiți și despre condițiile lui de îmbuteliere, de la plecatul, știu eu, mulsului până la ajunsul acolo în piață. Păi da, mulsul se face cu aparate de mulț mecanice. Avem un tank de răcire în care este răcit brusc laptele pentru o sterilizare, să zicem. Trebuie răcit brusc la 2 grade. După aceea este ambalat în recipiente de 100 de litri de inox și transportat la dozatorul de lapte. Deci avem două recipiente pentru fiecare dozator. Îl ducem pe cel plin, îl aducem acasă pe cel gol. Dezinfectat și iar la fel același procedeu. Laptele care ajunge pe masa gorjenilor este unul verificat permanent și asta pentru a spori siguranța consumatorului. Fermierul și-a achiziționat tancuri de răcire performante. Da, deci asta este tancul de răcire. Aici vine stocat laptele, are capacitatea de 500 de litri. Are rolul de a răci laptele la temperatura de 2 grade. Deci...
are o toaletă care agită în continuu laptele. Laptele este răcit la 2 grade, după care vine îmbuteliat în recipientele de 100 de litri și transportat la dozator. Are un termostat, când a ajuns la temperatura de 2 grade, decuprează și se oprește. Cam asta e tot. Suntem de mulți ani într-o criză economică care pare fără sfârșit. Vă întreb, mai consumă gorjenii lapte sau din ce în ce mai puțin? Și dacă da, cine? În afară de copii și bătrâni, cealaltă medie de vârstă este, știu eu, interesată de acest produs? Da, sincer, noi, clienții noștri, sunt moderați, deci și bătrâni, și copii, și cam toate categoriile. Se consumă, da, zic eu. Ne puteți să spuneți așa într-o zi cât lapte livrați dumneavoastră și dacă se consumă el tot până la sfârșitul zilei? Deci laptele care se livrează în dozatoare care se consumă este cam în jur de 150 de litri pe zi, la amândouă dozatoarele. Și se consumă? Da, se consumă. Deci să înțelegem că ar putea fi și mai mult, adică e prea puțin pentru cerință? Nu, cam asta e cerința. Cam asta e cerința, pentru că s-a format, presupun, un lot de clienți care sunt clienții noștri și dacă am încercat să ducem mai mult, l-am adus înapoi, nu s-a vândut. Ați făcut dumneavoastră un studiu de piață. Da, da, cam asta e piața, da. Haideți să vorbim și despre un alt aspect care, într-adevăr, nu este prea plăcut, dar fiecare animal nu e întotdeauna sănătos, se mai și îmbolnăvește. Spuneți-mi dacă dumneavoastră ați și învățat și aveți toate noțiunile acestea de a-l face bine, a-l pune pe picioare sau recurgeți la serviciile medicilor veterinari? Nu, noi recurgem la serviciile medicilor, nu putem să ne ocupăm chiar de toate. Deci, noi, prin experiența noastră și elea, putem doar să ne dăm seama când un animal este ceva neregulă cu el și atunci contactăm medicul veterinar și tratamentele se fac cu medicul veterinar specializat. Trebuie să ai medicamente tot timpul pe stoc, să ai mai multe și nu poți. Trebuie să vină medicul. Media de fătare la această specie de animal care este? Păi media de fătare cam un vițel pe an. Cam un vițel pe an, așa am încercat să obținem, avem animale tinere și cam asta este media. S-au înregistrat și probleme luni sau săptămâni în care satisfacția a fost umbrită de alte eșecuri? Nu, ce să vă zic, doar în anii în care a fost secetă, calamități, în rest au mers cam bine. Deci agricultura cred eu că este de viitor și este o sursă bună de venit. Nici criza economică nu se cunoaște chiar atât de mult în domeniul ăsta, pentru că oricum este hrană și trebuie să mănânce omul, carne, lapte, trebuie să se consume, nu? Dar este și multă muncă. Și multă muncă, bineînțeles, da. Este multă. Dacă ar fi să vă întrebăm care este programul dumneavoastră, ce ne-ați spune? La cât vă treziți? La cât mergeți seara la culcare? Păi ce să vă zic, ne trezim pe la 7 dimineața și câteva ore de muncă dimineața, câteva ore de muncă seara. Pe la 9-10 cred că este gata cu totul. Bine, pe la 7 ne trezim noi, dar avem doi băieți care se trezesc la 5. Deci ei intră la 5. Dumneavoastră, cu siguranță, nu sunteți dintre cei care ar spune că ar da viața de la țară pe cea de la oraș. Sigur că nu, în niciun caz. Nu mai putem. Dar ce părere aveți despre ceilalți tineri? Nu sunteți invidios pe cei care mai merg în concediu, mai merg la un club? La vârsta la care sunteți dumneavoastră, sunt mai multe hobby-uri, mai multe pasiuni decât muncă. Ce să vă zic, am încercat și noi cât de cât să mergem prin concedii, da, când am avut timp. Nu sunt invidios, fiecare știți cum e, îi place acolo unde s-a născut, unde a trăit, deci. Lor le place la oraș, nouă ne place la țară, asta e. De ce să fim invidioși? Vin sărbătorile, sunt frumoase aici la dumneavoastră și mai ales la o fermă, printre mulțul vacilor și, știu eu, hrănitul porcilor, datul boabelor la găini, trebuie să mai ai timp și de un colin și de un pahar de vin? Da. Ne facem timp, printre treburile fermei, ne mai găsim timp și pentru un pahar de vin, pentru un chef, să zicem așa, da. Asta e, mai rar, printre picături, cum putem. Așteptați cu drag aceste sărbători și mai ales tăiatul porcului, care este o tradiție la români? Da, da. Așteptăm cu drag sărbătorile. Este frumos la țară, deci este altceva ca la oraș, nu? Am încercat cât de cât să păstrăm tradițiile. E frumos. Aici se merge în colindat? Sigur, da.
primim colindătorii, noi nu mai avem timp să mergem. Da, sunteți deja la o vârstă la care ieșiți la poartă cu colăcei. Da, normal. Ce vă mai doriți vis-a-vis de acest proiect pe care l-ați accesat? Se mai poate vorbi și de un altul? Acum normele sunt altele. Nu știu dacă pot spune mai permisive sau mai restrictive. Păi normele cred că sunt puțin mai restrictive acum. Sau mai permisive, nu știu ce să zic. Deocamdată așteptăm să se termine proiectul pe care suntem acum, care se derulează, și după aceea să vedem. Încercăm să mai accesăm noi proiecte. Fondurile au venit la timp pentru că și aici ni s-au semnalat probleme. Unii dintre fermierii pe care i-am intervievat spuneau că n-au venit banii la timp și au trebuit tot așa să dea din coate în stânga în dreapta ca să facă rost de bani pentru a-și lua furajele sau pentru a însămânța culturile. Normal, nu, fondurile au venit, să zic, la timp, nu. Poate că noi nici nu am depins chiar atât de mult de fondurile ăștia, deci noi am încercat să ne derulăm activitatea noastră în continuare și atunci când au venit, fondurile au fost binevenite. Nu am depins în totalitate de ele, de aceste fonduri. Mai am o curiozitate, poate oricine să se apuce de această treabă, ca să accesezi un proiect trebuie să mai ai și tu bani. În cazul în care nu îi ai și ai bunici la țară și cum vorbeam despre tineretul care stă la oraș și nu-și găsește un job, poate de la, știu eu, o vacă, un porc, câteva găini, să facă o gospodărie ca a dumneavoastră? Sigur, sigur, prin muncă de la o vacă poate să le mulțească și să pornească, să aibă o gospodărie. De la o gospodărie ajungi la o fermă și cu muncă și perseverență te descurci. Care ar fi sfatul dumneavoastră pentru tinerii de la oraș, v-aș întreba, pentru că cei de la țară știu exact ce au de făcut? Păi pentru cei de la oraș nu știu ce să zic. Nu știu dacă s-ar putea descurca într-un mediu de ăsta de la țară. Nu știu ce sfat le-aș putea da. Este mai grea adaptarea? Este mai grea adaptarea, zic, da. Ceea ce cred că și în cazul nostru, dacă v-ar duce acolo, v-ați plictisi pentru că vă lipsesc toate aceste lucruri frumoase pentru viața dumneavoastră. Păi, acum eu să ajung la oraș, vă dați seama că aș fi ca în arest, nu? N-aș putea să trăiesc la oraș. Așa și tinerii de la oraș să vină la țară. Nu, vedeți, e mizerie, e ca în orice fermă. Nu cred că s-ar putea adapta. Poate că s-ar putea adapta, dar să aibă pasiune pentru așa ceva. Noi vă dorim mult succes în activitatea pe care o întreprindeți și să știți că, cel puțin pentru noi, sunteți un model. Statul încurajează tinerii să vină la țară, dar este drept că sunt foarte puțini dintre aceia care aleg să facă acest lucru. Așa este, dar cred că în viitorul apropiat o să se axeze foarte multă lume pe agricultură, din ce am văzut eu. Da. Se mai întorc tinerii la sat, că a fost o vreme când industrializarea îi aducea pe toți acolo la oraș. Acum satele sunt puțin mai sărace în populație, în sensul că sunt case părăsite, vezi, mai multe decât în anii trecuți și mai mulți oameni în vârstă și mai puțin tineri. La noi aici, în cazul nostru, nu am văzut tineri să se întoarcă la sat. Deci preferă mai bine să plece prin alte țări, Italia, Franța, la muncă pe acolo, deci în niciun caz să se întoarcă la sat. Dar cred că în viitor o să se întoarcă și la sat, nu? Asta că nu e o altă soluție, nu? Că nu este altă soluție, da. Pasiunea unor tineri pentru activitățile agricole și zootehnice din mediul rural demonstrează interesul pe care aceștia le-au în vederea perpetuării unor obiceiuri și îndeletniciri profitabile, sigure, sănătoase și mai ales pline de satisfacții pe măsura muncii depuse. Chiar dacă viața la țară este grea, iată că mai sunt și tineri care nu se sfie să trudească zi lumină pentru a avea gospodării frumoase și acces la tot ceea ce înseamnă un produs bio. Faptul că mai și accesează fonduri comunitare demonstrează totodată și interesul alinierii la standardele europene. Un rol important în buna dezvoltare a fermelor o au medicii veterinari. Aportul lor este colosal, de la înmulțirea efectivului de animale prin tehnica inseminării artificiale până la asigurarea tuturor vaccinurilor și a tratamentelor de care au nevoie animalele pentru o dezvoltare armonioasă.
O fermă are nevoie de medici veterinari, așa că fie zi, fie noapte, sunteți prezenți la datorie atunci când se cere. Suntem într-o fermă unde efectivul este destul de mare, de câteva zeci de animale. Cum vi se par? Mai ales că laptele de aici este pe piața din Târgu Jiu. Ne aflăm la ferma domnului Vâlceanu, Sorin, care are un efectiv de 40 de capete, dintre care 30 femele și 10 tineret. Dânsul comercializează laptele prin două aparate, două tonomate de lapte. În piața, unul se află în piața mică și celălalt în piața mare. Prețul este bun, în jur de 25 de lei, 2,5 lei kilu. Proprietarul este mulțumit cu acest preț. Și calitatea bănuiesc este cea sperată de oameni. Lunar, dânsul duce probe la laboratorul nostru sanitar veterinar, unde se face numărul total de germen și numărul de celule somatice, prin care ne dăm seama de sănătatea efectivului de animale. Aș vrea să vă întreb, domnul doctor, cum stăm în județ cu sănătatea animalelor, având în vedere că, iată, se apropie Crăciunul. Acum se vor deschide târgurile mai mult decât de obicei, pentru că se vor comercializa animalele, și vita, și porcul. Sunt sub supraveghere strictă? În fiecare târg din județul Gorj avem echipe de medici veterinari care fac controle împreună cu organe de poliție și cu jandarmi. Este târgul de la Țânțăreni, târgul de la Peșteana, Bâlteni, Logrești și la Motru. Avem medici veterinari care fac examenul trichineloscopic în perioada sărbătorilor de Crăciun, când se vor sacrifica porcii, în Rovinari, în Motru, în Târgu Jiu, Piața Mare și Piața Mică și în Novaci. Aceștia sunt într-un program permanent de la 17 până de la 7 dimineața până seara la 2 la 3, depinde de numărul de oameni, care nu rămâne nimeni fără să plece cu proba de trichina. Spuneți-mi dacă s-a eradicat această poală sau se mai întâlnește sporadic? Sporadic se mai întâlnește la Mistreți. Nu mai am avut cazuri de trichinelă în județul Gorj, la porcii domestici. Revenind la bovine, pentru că în această fermă în care suntem acum, preponderent sunt aceste animale, vaca este un animal care se îngrijește cu greutate, care necesită multe tratamente sau vaccinări, sau este poate cel mai simplu de ținut în curte un asemenea animal? Se fac tratamente primăvara și toamna, sunt obligatorii contra antraxului, se fac tuberculinări, primăvara și toamna. Spuneți-mi despre efectivele de oi, că n-am vorbit prea mult și acum intră și ele în proces de iernare. Efectivele de oi, care sunt în număr foarte mare la Novaci, Baia de Fier, Polovragi, sunt în Saivane, s-au produs montele și nu acum sunt gestante și o să înceapă fătările din luna ianuarie. Ultima problemă pe care a ridicat-o sub aspectul sănătății a fost rabia prin septembrie aici în Gorj. Se mai poate vorbi de un alt semnal de alarmă tras vis-a-vis de aceste animale? În această perioadă se fac vaccinări contra rabiei la câini și la pisicile de la nivelul populației de la sate și orașe. Costă toate aceste vaccinări sau numai manopera? Numai manopera. Nu se ia niciun fel de taxă. Este plătit de stat.
Ce părere aveți despre toți acești fermieri care, iată, sunt tineri, accesează proiecte și vor să trăiască și să muncească la țară? Puțini au curajul să facă aceste proiecte pentru că sunt foarte greu de accesat aceste proiecte. Trebuie mult de mers la fel de fel de unități, la primărie, la DSV, la APIA, unde sunt multe acte de făcut. Sunt foarte greoaie. Dar puțini care au curajul să acceseze aceste proiecte. Și ultima întrebare, cum se încheie anul pentru dumneavoastră, pentru cei de la DSV, că munca a fost pe măsură, având în vedere că efectivul și al dumneavoastră de salariați nu este unul mare, din contră, s-a restrâns în ultimii ani. Așa este, numărul s-a restrâns, noi lucrăm și în zilele de weekend, avem echipe, s-a stabilit un comandament de iarnă la nivelul DSV-ului, facem controle și verificări la Rânca, la pensiuni care se află pe raza județului Gorj. Acum, în perioada de decembrie, facem în târguri și în piețe. Avem controle comune cu poliția, cu OPC-ul, cu Sanepidul, cu garda financiară. Și toate bune până acum? Până acum toate bune și urmărim zilnic activitatea acestor comercianți. Și cu siguranță i-ați taxat și pe cei care s-au sustras de la lege? Cei care se sustrag de la lege sunt sancționați conform legii. Stimați telespectatori, punem punct aici aceste emisiuni. Iată, nici vremea nu ne lasă. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!